Ce faceți? V-a fost dor de Vlad Dolofanu? Mai Dolofan ca niciodată. Ce credeți că faci acum? Plătite, dar nu pentru tine. Mă duc la seara de fete, pentru fete, nu-i pentru tine. Asta ce-i pui aici? Ce asta? Tia ta. Și despre ce e vorba în cartea asta? Despre... Vrei să te faci actriță? Sunt deja. Dacă nu ți-ai dat seama, De care actriță? Că vreau să știu, adică... De clădite. Asta nu făcuse. Fix pasta era... Fix lucrul pe care l-ai făcut. Dar nu înțeleg. Care e problema? Adică cum? Stai și ce faci tu? Nu înțeleg. Citești cartea asta și te faci actor? Nu, Vlade. M-am gândit să mă apuc de lucruri și mai serioase. Adică ia să vedem. Da, mă apuc de videochat, că nu prea ne mai merge cu muzica. De asta vreau să întreb actrița de care actrița, că nu înțeleg. Eu. Poate să facă pipi, de la urmă, să-ți vedeți după aia. Copilul care a căzut, e ok. N-ai pățit nimeni. Mă, la mișto, faci. Nicule, închide tu geamul la baie, auzi, că e foarte rece și nu poate să meargă la toaletă. Deci stai puțin, lămurește-mă puțin cu treaba asta, că nu... Ce e vorba în propoziție? Păi stai că vorbește mai tare tata decât noi toți la un loc. Deci eu sunt un gras. Și mami e o slabă. Mulțumesc. Și mami e o slabă. Așa e, nu? Și mami are și tricou nou. Hai, pe care scrie Urlă Moldova în mine. Nu filma așa de aproape pentru că am făcut. Eu am o coadă lungă. Uite, tata! Nu mai filma vasele din... Uite! Du-te un pic la tine în cameră. Uite coada! Să rămânem fără baterie. Du-te un pic la tine în cameră, te rog. Am ceva de discutat cu tati aici. Bine, abia am aranjat masa, să pară drăguț la filmare. Eu văd pe mine să super. Ai înțeles? Deci lămurește-mă puțin, că nu înțeleg. Aproape imposibil. Așa, da. Și pune, explică puțin. Și ce vezi tu la cursurile astea? La un curs așa. De... Bun. La un curs de actorie. Așa. La care îmi doream să ajung de foarte mulți ani, de acum 5 ani de altfel, când fiica ta avea un an. Sau 3 ani? Un an aveai. Așa. Și eu n-am putut să merg deoarece a trebuit. Atunci stăteam mai cu copilul acasă. Și acest acting trainer. Vezi că e foarte trainer. Tare. O cheamă Ivana Ceabac și este cea care se ocupă de Brad Pitt, Charlize Theron. În altă ordine de idei, să știi că aceste... Deci, m-am înăcat. S-a trecut? Așa. Cursurile țin din martie până în iunie, 3 ori pe săptămână, câte 4 ore voi folosi de acasă. Și, pe lângă asta, va trebui să mă întâlnesc dacă primesc vreo temă pentru acasă, vreun rol. Să mă întâlnesc cu partenerul, cu dacă trebuie să ne pupăm sau ceva, adică asta e. Ți-a pierit zâmbetul de pe buze? De te-ar lua să scap. Am mers la un concurs foarte interesant de altfel. Să te voteze oamenii. Este vorba despre o călătorie până la Nord Cap. Adică capul nord. Capul nord, așa. Capul nord.
Eu încerc să câștig acest concurs, dar nu știu dacă voi reuși. Îmi doresc să fac această excursie de foarte mulți ani, pe două roți, evident. Și sper să câștig. Poate intrați și voi pe Motorada România, pe Motorada România. Și veți dați acolo un like. În concluzie, ca să înțelegeți, fiecare și-a făcut programul lui. El pleacă o lună de zile până la Capul Nord, iar eu 3 luni de zile m-am înscris la un curs de actorie. Nici măcar nu e atât de... adică e super inofensiv cursul meu. Inofensiv, da, înțeles. Da, dacă chiar sunt talentată în domeniul ăsta și dacă trebuie să... Angelina Jolie... Nu, n-am zis că sunt și frumoasă, am zis doar că poate sunt talentată. Dacă sunt talentată și... trebuie să exersezi, nu? Mai multe duble trebuie să faci până iese bine. Perfect. Nu? Începe acum, în martie. Păi nu-i corect, frate, că la mine plecarea e în vară. Asta e, te obișnuiești. Tu ai o vară urâtă sau o vară frumoasă? Nu, tati, am o vară frumoasă. Sper să am o vară frumoasă. Da, o vară frumoasă. Așa că intrați pe BMW Motorrad România. Asta era despre cursul meu de actorie, nu despre... Și să dați like acolo, să am cât mai multe like-uri, să pot câștiga această călătorie până la Capul Nord. În cazul în care vreți să vă înscrieți la curs, să nu mă lăsați singură, puteți să intrați pe Magnolia Acting Studio și găsiți acolo toate detaliile legate de această nebunie de curs pe care o să-l încep cu sau fără voi în martie. Fără tine, sigur, te-ai zis. Că ești un tată grăsut și vara o să te duci timpul cu noi toți, familia în Turcia. Deci degeaba vrei să pleci.